In te speravi, Domine, dixitu es Deus me. Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți creștini și dragi ascultători, din punct de vedere calendaristic, de câteva zile am intrat în cea de-a doua parte a anului. Munca de fiecare zi, problemele din familie și de la serviciu, grija pentru ziua de mâine, oboseala, examenele de toate felurile, justifică concediile și vacanțele abia începute în ideea odihnei și a refacerii puterilor și a energiilor consumate. Din punct de vedere liturgic, ne aflăm în a 14-a duminică de peste an, timp de asemenea înaintat și în care, la rândul său, și trupul și sufletul simt necesitatea unei relaxări. Ideea este că timpul trece și că multe din cele decente ni se cuvin, dar sufletul nu ne-l putem trimite nici în vacanță și nici în concediu. Dumnezeu cel atotputernic este autorul sufletului nostru și face tot ce știe și poate ca să-l răscumpere, însă nu fără contribuția noastră. Tocmai de aceea și pentru a ne menține în stare de veghe, Papa Benedict al XVI-lea a decretat și inițiat anul închinat Sfântului Paul, apostolul neamurilor, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu și a altor reprezentanți ai religiilor creștine în Bazilica Sfântul Paul în afara zidurilor. Anul paulin a început în 28 iunie 2008 și se va termina în 29 iunie 2009 în sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Paul. În prima cateheză ținută în aula Paul al VI-lea din Vatican pe această temă, Sfântul Părinte a oferit credincioșilor prezenți și celorlalți conectați prin mass media o reflexie privind ambientul în care a trăit și activat Sfântul Paul, figură aproape imposibil de imitat. De la el, creștinii de astăzi au încă multe de învățat din tot ceea ce a spus el. Apropo, și de asemenea, Sfântul Paul, asemenea lui, am ascultat lecturile acestei duminici, în care ne vorbește același puternic și veșnic prezent Dumnezeu și Fiul Său Iisus Hristos trimis la noi pentru a ne-L face cunoscut în toată splendoarea Sa. Numai cine este din Tatăl și cu Tatăl poate vorbi atât de competent despre Tatăl. Profetul Zaharia, în numai cele două versete ale primei lecturi, reușește să zugrăvească imaginea lui Mesia, promis și așteptat să vină la poporul său. Invitația la bucurie este justificată, pentru că vine regele. În războaiele clasice, în prima linie erau trimiși cei care luptau pe jos și abia apoi veneau cei călare pe cai special antrenați. Și impresia și rezultatele erau altele. Mesia cel drept și biruitor vine modest, călare nu pe o măgăriță, ci pe puiul acesteia, întocmai cum procedau regii din antichitate pentru a-și exprima prietenia lor. Așa a fost primit Iisus în Ierusalim în Duminica Floriilor, ovaționat mult de copiii și de cei umili. Lor le aduce vestea cea bună și adevărată a păcii, pentru ei și pentru toți oamenii de bunăvoință.
de la Marea Mediterană până la cea moartă și de la Eufrat până la marginile pământului. Războaiele de orice fel, războiul cald sau cel rece, întâlnirile diplomatice, încearcă, dar nu reușesc să contureze imaginea păcii. În schimb, Mesia, principele păcii, de 2000 de ani încoace, reușește să aducă pacea autentică și adevărată în toate sufletele care recunosc și care merg împreună cu El. Rusaliile sunt expresia concretă a promisiunii și gestului lui Iisus Hristos. Psalmistul simte necesitatea de a lăuda și preamări pe Dumnezeul și Regele nostru. El este iubire și îndurare, este îndelung răbdător și plin de dragoste. Este bun față de toți, întreaga faptură să-i fie recunoscătoare. Dacă sfinții săi au motive suficiente să-l binecuvânteze, mai mult cei care se clatină și cei căzuți au aceleași motive să se sprijin Domnul care își ține făgăduințele. Dacă ne gândim și numai la cele ce s-au petrecut cu noi în săptămâna trecută, vom avea motive suficiente să ne regăsim în strofele acestui psalm și să ajungem la aceeași concluzie. Pentru toate te preamărim pe tine, Doamne, Dumnezeul și Regele nostru. În cea de-a doua lectură, Sfântul Paul, apostolul neamurilor, în al cărui an am intrat pentru a comemora 2000 de ani de la nașterea sa, îi învață pe romanii de altă dată și pe noi, românii de astăzi. Dacă suntem în Hristos, nu trebuie să ne temem de nimic și nicio condamnare nu ne amenință. Duhul lui Hristos, care prin har locuiește și în noi, este mai puternic decât instinctele noastre. Ele ne trag în jos, ne amăgesc și ne provoacă sub masca plăcerii pagube importante. Dacă acest Duh locuiește în noi, este capabil să reînnoiască totul, să corecteze, să îndrepte, să șteargă sau chiar să reconstruiască din temelii. Apostolul ne spune care sunt condițiile ca să-i aparținem lui Hristos, ca să locuim în Hristos, ca să avem viață. Dumnezeu ne-a dat viață, nouă ne place viața, atunci să o trăim în Domnul. Sfântul Matei a reținut în Evanghelia sa momentul în care Iisus a fost respins de către cei înstăriți de pe malul lacului Tiberiada. E vorba de localitățile Corozain, Betsaida și Cafarnaum. Prosperitatea și autosuficiența i-au făcut indiferenți și reci la inițiativa și învățătura sa. Dacă ar fi fost numai om, Iisus ar fi resemnat și ar fi abandonat totul. E greu de înțeles cum nici unul și nici întreaga comunitate, și nu numai una, ci trei, nu sunt dispuse măcar să îl asculte, dar să mai și reacționeze pozitiv la mesajul propus. Știind că situația este sub control din partea sa, Iisus le adresează și cuvântul potrivit: vai vouă! Mai mult, Iisus este mai departe respins și de lumea celor considerați școliți, de mai marii preoți și de cei care conduceau. Farizeii și cărturarii experți în Biblie se credeau chiar apropiații lui Dumnezeu și în consecință acreditații săi. Iisus nu este de acord cu aceste poziții. Îi abandonează în convingerea lor și îi scoate la înaintare pe adevărații interpreți ai Scripturii, cei mici, cei umili. În Evanghelia Sfântului Matei, cei mici sunt cei simpli, persoane fără multă cultură, cei săraci și timorați de orgolul celorlalți, însă totdeauna liberi și deschiși pentru ce este nou, disponibil chiar să meargă în întâmpinarea adevărului și să-l îmbrățișeze. Ei aveau să devină adevărații prieteni și tovarăși de călătorie ai lui Iisus, cei cărora avea să-l descopere pe Tatăl.
preamărirea la adresa lui Dumnezeu Tatăl devine în finalul Evangheliei chemare și încurajare ca toți cei osteniți și împovărați să vină la El pentru a le da odihnă. Jugul reprezentat de lege și exigențele sale, impus de farizei și cărturari, este convertit de Iisus în acea povară dulce și ușoară și care mai asigură și odihnă pentru sufletele noastre. Revenind asupra ideii de oboseală și necesitatea concediilor și vacanțelor, la munte sau la mare, Iisus a fost acela care a dat tonul. I-a chemat pe apostolii săi pe munte de mai multe ori. Când s-a schimbat la față, ei au rămas uimiți și cu nostalgia că n-au avut timp să construiască nici măcar 3 colibe. Pe celălalt munte și-a tratat auditorul mai mult decât bine la dejun, prânz și cină, dar mai ales cu discursul despre fericiri, care oricând poate intra în afară de Scriptură și în Cartea Recordurilor. Pe luciul apei, fiind, iarăși a avut inițiativa. El calmează și vânt și mare, iar când veni vorba de foame, tot el rezolvă situația, chiar dacă avea la îndemână doar câteva pâini și câțiva peștișori. Să ne declarăm, iubiți creștini și dragi ascultători ai lui Iisus, în speranța și credința că ne va lua și pe noi cu El în vacanță sau concediu. Lăudați să fie Iisus Hristos! Deus meus, in manibus tu. Tempor.